22. Eto Demerzel râse. Nu era pentru prima oară. Stătea împreună cu Harry Seldon și Dors Venabili într-o cameră unde nu-i putea spiona nimeni. Din când în când, la un semnal al lui Harry, râdea. Câteodată se lăsa pe spate și râdea în hohote, dar Seldon dădea nemulțumit din cap. Așa nu vei convinge niciodată. Așa că Demerzel zâmbea și râdea imediat după aceea cu o atitudine demnă. Seldon se strâmba. Sunt în mare încurcătură. N-are niciun sens să-ți spun bancuri. Tu nu înțelegi poanta decât din punct de vedere intelectual. Va trebui pur și simplu să memorezi sunetul. Folosește-te de înregistrarea holografică a altuia care râde, îi propuse Dors. Nu, așa nu va părea niciodată natural. Ăia nu sunt decât o ceată de idioți plătiți să cotcodăcească. Nu asta vreau. Încearcă din nou, Demerzel. Demerzel încercă din nou și tot așa până când Seldon spuse în cele din urmă. În regulă. Înregistrează sunetul ăsta și reprodu-l atunci când ți se va pune întrebarea. Trebuie să pare amuzat. Oricât de bine ai râde, nu o poți face cu figura ta serioasă. Zâmbește puțin. O idee. Trage de colțurile gurii. Încet, gura lui Demerzel se deschise într-un zâmbet. Nu-i rău, spuse mulțumit Seldon. Poți să faci ca ochii să-ți scânteieze? Cum adică să-i scânteieze, spuse indignată Dors. Nimeni nu poate face așa ceva. Este o metaforă. Nu, nu este, spuse Seldon. Apare o lacrimă în ochi, de fericire, tristețe, surpriză sau ce mai fi, și reflexia luminii în ea creează senzația. Și chiar crezi că Demerzel poate lacrima? Demerzel spuse foarte serios. Ochii mei pot produce lacrimi pentru a curăța zona, dar nu în alte scopuri. Poate că dacă îmi imaginez totuși că am ochii puțin iritați... Încearcă, spuse Seldon. Nu-ți poate cauza vreun rău. Așa se face că atunci când discursul la holoviziunea subeterică luă sfârșit și cuvintele se transmiteau spre milioane de lumi, cu o viteză de mii de ori mai mare decât cea a luminii, cuvinte realiste, serioase, precise, fără încărcătură retorică, nu se spuse nimic despre roboți. Demerzel se declară pregătit să răspundă întrebărilor. Nu a avut mult de așteptat. Prima întrebare fu: domnule prim-ministru, sunteți robot? Demerzel rămase calm, lăsând tensiunea să crească. Apoi zâmbi. Trupul lui se scutură ușor, după care râse. Nu era un râs zgomotos în hohote, dar era sănătos. Râsul unuia care aprecia un banc bun. Un râs molipsitor. Spectatorii chicotiră, apoi râseră împreună cu el. Demerzel așteptă ca râsul să se termine, apoi cu ochii scânteind spuse. Chiar trebuie să răspund la o astfel de întrebare? Credeți că este necesar? Încă zâmbea când imaginea se întunecă progresiv și emisiunea lua sfârșit.